Facem un intro? Facem dăm un intro. Drumul? Hai să facem un intro. Hai. Bine ați revenit în grădina cu lăptuci. Îl avem alături de noi pe lăptucul onorific Sergiu Mirică. Ce faci, Mirică? Bă, bine. Da? Ce drăguț. Mulțumim, acesta a fost episodul. Da. A fost un interviu în care real, s-au dezvăluit, frate, direct real, direct real. S-au dezvăluit multe. Da. Suntem aici, avem episodul 41, cum v-am obișnuit la 10 plus 1, multiplu de 10 plus 1, avem un invitat. Uh-huh. Astăzi vorbim despre seriale, a rămas, nu? Așa am zis, așa am zis lui Mirică, să vorbim, să discutăm despre top 5 seriale top 5 care seriale, ne-au rupt. Nu? Da, da, da. Ok. Da, da, nu vreau să intrăm până în asta. Ajungem la asta. Povestiți-mi ce s-a mai întâmplat, pe unde ați mai fost ăsta, Dobrota, știu că a fost plecat, a zis că are ceva să ne povestească. Da, am fost la Timișoara, am avut roaster post și stand-up și ce voiam să-ți povestesc la unul de show-urile de stand-up. În primul rând, de fapt nu în primul, în primul rând avea două locuri lipsă fix pe centru, cum ar veni, și vedeai al doilea rând, cum ar veni, oamenii din spatele lor, două locuri. Asta înseamnă să ai succes, că vezi doar alea două locuri în față lipsă. Era o strungăreață. Da, da, exact. Acolo. Și la unul din show-urile de stand-up, pe locurile alea fix din spatele celor două libere, era un cuplu care, când eram în material pe la o bucată de, am eu o parte de material despre cum mă gândesc să fac copii, dar nu știu sigur dacă e o idee bună, căcat. Și au început să lingă, să mozolească și vedeam, erau super aproape de mine, vedeam pe ăla cum îi bagă mâna lui aia pe la picioare. Doamne, dar n-am mai, nu cred că am văzut niciodată la stand-up, adică la film, de știu de chestia. N-am mai văzut niciodată oameni atât de unaware de unde sunt, cumva că cu ei... Unde ați avut show-ul? La Berlin. Era și la teatru, așa, da. Și a trebuit să mă opresc, după m-am oprit direct de material și am zis, cu ei, mă pula, mă, mică, sunt prea agresiv. Nu știu dacă să continui să fac glume sau ce dracu fac, mă fac labă la voi, cu ei, opriți-mă, înțeleg că sunt la bucata de făcut copii, dar până la mea nu trebuie să mă apucați. Cred că i-a șoptit, eu sunt la ovulație. Da, băi, cu ei, dar s-a înroșit, săraca fata, cum era întuneric în sală, am văzut-o, i s-a văzut pe față, direct cum s-a înroșit capul, urechile, tot ăla, și ăla s-a rușinat, dar cumva era mai ok cu asta, mai râdea de ce glume făceam eu de ei. Da, el iese pe plus din faptul că ai remarcat. Da, era complet crispată de ce se întâmplă. Ani, așa, vârstă? Bă, cred că până în 24-25 de ani, maxim. Vârsta la care îți vine să... Și după aia n-au mai făcut asta pe restul setului, dar la un moment dat, mai târziu, m-am distrat mult, că am avut ocazia să mă întorc la ei, cum, că au bucat despre vorbit în timpul sexului, dar... Și de multe ori mă întreb publicul dacă voi vorbiți, ce vă spuneți în timpul sexului. Și direct m-am uitat la și voi ce vă spuneți în timpul sexului? Dă-l în pula mea de show, ce-mi trebuie să fie la căcată. Da, a urcat cârje. Asta-i sex talk-ul vostru. A fost foarte mai. Și după aia când am coborât, am aflat de la Florin că și la el să li se seră, dar el i-a ignorat, nu le-a spus nimic. Și de-aia o considera că e ok să continui. Da, da. Nu de fete, asta i-a zis el. Exact. Nu de fete, nu de fete, exact. Că ziceau ceva. Dacă nu ne-a văzut țiganul, nu ne-a văproște. Ce ești, ce s-a fi gândit el, că de-a pula mea, dacă asta nu zice nimic. Dacă ne vedea, ne dădea un trandafir. Eu am mai avut, mi se mai par funny, am mai văzut un cuplu, dar de oameni așa, un el și ea de 40 plus un pic, așa, de pare că trebuie să-și refacă amândoi viața. Uh-huh. Și sunt acolo la o masă și se țin de mână înainte de show, vorbesc un pic și apoi... și adică, nu știu cumva, nu știu de ce simt că mi se pare mai ok să adresez dacă sunt niște tineri decât dacă sunt... În vârstă e mult mai ciudat. Da. E mult mai ciudat. Că nu cred că sunt ei așa receptivi la glume despre asta. Cred că se inhibă mult mai tare. S-ar putea să aibă efectul de adult, știi? De ce pula mea te fute pe tine grijă? Ce te fute pe tine grijă? Cu cine mă pup eu? Dă-i mă drumul, zi glumele acolo. Și nu prea ai comeback la asta, știi? Adică oameni care nu se fut pe muzică, se fut pe stand-up. Da. Mie asta mi se pare ciudat, că în general subiectele la stand-up nu sunt oportune pentru excitat, știi?
clar, dar nu, n-aveam niciun stres. Nu, dar mă amuzam mult. Urlau hormonii în ei, probabil. Am sperat să o văd pe fază, să-i văd după show, gen. Să mai vorbesc cu ei după show, dar nu i-am văzut. N-au apărut pe la poze sau ceva. Îți dai seama că nu. Era tare să aprinzi lumina, să ceri să aprindă lumina pe sală, să începi picioare, să fac o plecăciune. Ei sunt! Ghirem. Da, mi se pare ciudată asta cu vorbit în timpul sexului. Adică, uneori vreau să mai zic ceva în timpul da? Sexului, că, nu știu, mi se... Vreau să fiu mai așa, mai sexy, mai... Da, asta mi se pare cel mai greu lucru, e că atunci când vorbești, dacă e să faci dirty talk, trebuie să fii foarte serios. Trebuie să crezi ce spui. Nu cred ce spun, asta e problema. Aia e problema, da. Și înainte, simți cringe-ul ăla de... Nu e, și nici nu prea îmi vine să... Adică nu mi-este natural. O repet de vreo două ori în capul meu. Un minut înainte îmi spui ceva, nu ești atent la ce faci. Acum să o zic? Acum? Nu. Îți place bei? Nu. Da. Și știu că îmi și iese un pic răgușit așa, mi iese de parcă tocmai ce m-a lovit pubertatea. În timp ce zic căcatul ăla, mi se schimbă vocea, efectiv. Mm-hmm. Că nici nu vreau să o zic tare, că nu pot să... Da. Nicăieri. Dar nu e penal rău când zici ceva și e ce? Ce? Și trebuie să repeți? Nu, nimic. Te făcuse în curvă, dar nimic, lasă. Acum când repet nu mai sună bine. Asta știi în cărp, că avea asta super funny, că el făcea, vorbea în timpul sexului, dar nu vorbea sex talk, făcea small talk. Da. În timp ce se putea vorbea de ce a mai făcut ăla, de ce a trebuit la piață, căcaturi de asta. Asta e că la un moment dat, dincolo de sex talk sau non-sex talk, eu mai am problema asta că dacă mă gândesc la ceva amuzant, zic. Și să zici ceva amuzant nu mi se pare o idee bună. Că schimbă energia, știi? Când dacă râd, exact, nu prea mai vine să te fuți. Clar. Da. Nu trebuie să râzi nimic. E foarte sensibilă erecția. Trebuie să elimini toți factorii ăștia. Dacă am vreo glumă, sinapsele în creierul tău, se întâmplă, da, exact. Se scoală. Da, nu pot să-mi asum de asta, riscuri de asta. Se întâmple. Cred că și depinde când spui asta. Că, adică, nu știu, mi se pare greu dacă joci un rol în care joci un rol. Dacă ești într-un... Trebuie să joci un rol, da. Cum faci da, în orice relație. Dacă ești într-un act din ăla mai dur, așa, de aia e pe, da, jumate pe balcon, jumate înăuntru și roșie pe buci și chestii, e greu să faci o glumiță. Că da, nu, mi se pare că se apoi da, spargi toată aia, fă-te, da, te fac, te împachetezi. Da, că se împat amândoi pe o parte așa, gen ăla. Da, mai testez material. Acolo mai încerci o glumă. Acolo mai merge, am toată lumea relaxată. Da. Faci crowdwork. Ce altceva să mai întâmple? Ce zodie ești? Da, la fătut ăla. Adică, uite, de zi, dacă râde e pe jumătate fătută, când o fus pe jumate cumva, dacă stați amândoi pe o parte, așa și, nu știu, vă uitați la cei la televizor și e doar așa un pic de... E pe cealaltă jumate fătută, știi? Da, exact. Se unesc cele două jumătăți și e bine. E un inșin. Dar când e complet fătută, pe urmă, dacă o faci să râdă, e o dată jumate fătută și e prea mult. E prea mult, nu poți să ducă hardul. Asta, că tot pe jumătate e fătută. Rămâi cu 50%, da. Era fătută complet și cum ai tot pe jumătate. Exact, da. N-am mai... Da, mă, am doar așa, ca de introducere, să vorbim puțin de futut și sex, să nu cumva schimbăm ritmul acestui podcast. Nu știu, nu, frate, mi se pare că Mirica a adus energia asta. Eu cu Dobrota vorbim numai de flori și... Ce ne-am mai pus în insectar? Ce ne-am mai pus în insectar? Ce temă de vacanță avem? Ați făcut niciodată sex în natură? Grădină, așa? În... Mi s-a Verde. Performat sex oral în natură, dar n-am făcut sex, contact sexual vaginal. Asta nu s-a întâmplat niciodată. Că dai declarație la poliție. Dar nici nu prea mă tentează, sincer, pe mine, locurile astea, așa. Mi-e place, în public mi se pare tare. E una din fanteziile mele, da. Yeah. Am fost la un restaurant, am fost la Jariștea, la restaurantul Jariștea,
care e restaurant ăsta românesc unde se cântă muzică populară și... Dar am mers off hours, am mers la ora 12, nu era nimeni. Și între timp mai fusesem la o nuntă cu 10 ani și încă era șmecher locul. Între timp mi-am dat seama că ei n-au mai șters praful de 10 ani, arăta foarte decrepit. Și mi-am adus aminte în condițiile în care eram într-un context din ăsta de familie, cu maica mea, cu... oameni bătrâni. Și mi-am adus aminte că eu și cu fosta iubită ne-am futut în baia din Jarișnea și numai la asta stătea mintea în timp ce vedeam așa oameni bătrâni care vorbeau, da, trebuie să iei pastile, trebuie să iei. I used to be someone. Eu m-am futut în baia aia și acum stau aici și facem schimb de păreri despre ce medicamente sunt bune pentru șale. A fost și destul de traumatică experiența aia în public. Gen, a fost și prima muie care mi s-a făcut vreodată în viața mea, aia în parc. Erau multe emoții cu care da, și a fost într-un parc și la ora 3-4 după amiază, adică gen, și nu era un loc foarte ferit, adică treceau bătrâni cu copii în cărucioare, cu nepoții. Și unde este fata asta și de ce nu e soția ta? Nu știu ce s-a mai întâmplat cu ea, că nu, asta era povestea, cred că am mai zis-o, că eram atât de fericit că am dat la muie, că m-am dus seara și am povestit tuturor băieților că am dat la muie acestei fete. Și ăștia toți au început să-și bată pula, cu mamă, te-ai sărutat cu aia, te-ai lins cu aia, mamă, pupa jumătate de Brăila în pulă, că e curva orașului. Și te-a făcut să te simți prost. Și a doua zi trebuia să vină la mine, când plecau al de maică mea la muncă, să ne și futem. Și direct în seara aia, ca să fiu șmecher în fața băieților, i-am dat mesaj și i-am zis că ne despărțim. Că nu mai vreau să... Și am mai așteptat 2 ani ca să mă fut. Atât de impresionabil am fost, dacă de prost am fost. Peer pressure a fost mai mare decât dorința de a fute. Am vrut să fiu șmecher în fața băieților, în loc să fut. Da. Și asta că eram super crispat atunci, în timp ce ea făcea asta, i-am pus hanoracul peste cap, nu știam cum să o ascund de lumea care mai trecea, dar ea n-avea niciun stres, era super relaxat. Dar cum a pornit asta? A fost ideea ta? A fost la modul... Nu, ea a prea luat inițiativa. Noi ne lingeam, eu nici habar n-aveam că e o posibilitate. N-a fost ideea lui nici să se despardă de ea. A fost ideea la băieție. El n-a avut nicio idee tot procesul ăsta. El doar a executat ce i s-a spus. Ia mai trebuie, mâine s-a de măta acasă, nu? Nu sunt la muncă, vin, vezi că vin la tine. Era un om reacționar, el era doar pe reacție. Lui se întâmpla. Lui s-a întâmplat tot ce s-a petrecut atunci. Și cumva de atunci a fost un fir de praf în acest univers. A bătut un fluture din aripi la ecuator și s-a dat o muie și s-a despărțit de o față. Față care legenda spunea, nu știu dacă i-a propagat legenda asta sau cine, că s-a futuse cu torje. Era să scui bunătate de fruity fresh la gluma asta. De pere, asta de pere, este important. Da. Mi se pare claim to fame. Că pentru bărbați contează treaba asta. Da. Cumva nu știu de ce, dar pare că e o chestie, știi, primul nivel de bărbați care se fot cu femei. Ei sunt aia handicapați pe care îi impresionează, care țin la număr de câte fete au, câte băieți s-au mai făcut iar înainte. De câte fete câte fete a bulit el. Ah, ok, da. Bulit. Asta este și termenul pe care el îl folosesc. Exact. Și apoi sunt alții care zic, bă, nu contează că dacă te-ai făcut cu 11 femei, dar 10 au fost asistente medicale, nu contează, că practic te-ai făcut cu 2, adică contează diversitatea De ce medii lor, diferite, de ce vin, medii da. Diferite te fuți. Și faptul că s-a făcut cu torje îi pune atârnă destul, destul de greu. Exact. Da. Yeah. E ca la algebră, știi, că încep cu adunare, știi, număr, cantitate. Mm. Și la un moment dat înveți fracții, înveți, asta îi mai dă 1.5 dacă s-a făcut cu turge, cu torje. Dintr-o dată s-a făcut cu un băiat jumate. Sau a făcut balet în copilărie sau... Da. Cântă muzică populară. Da, de la un moment dat devine o ecuație din aia destul de complexă, știi cum se pe la basket. Dar te impresionează, îi adaugi așa un twist mai...
mai intrigant, așa, mai porno cumva. Mai... Aveam un prieten care era mai mare decât mine cu 4 ani și care ne plus ne că vrei să o fuzi mai bine decât Torje cumva. Dar nu cred că asta e. Nu mi-aș pus presiunea asta pe mine atunci, de vedere că a fost prima oară. Eu eram încântat doar să mă fut. Nu țineam neapărat să-l depășesc pe Gabi Torje. Păi nu, probabil că spuneai în cap să o fuți până ajungi să o fuți mai bine decât Torje, da. Știi, erai de... Îmi zici tu când. Zici tu când am depășit. Când eram puștan asta, aveam un prieten mai mare care știu că mă învăța și ne învăța educația asta sexuală la modul că zicea, bă, inițial trebuie să te fuți cu cât mai mult. Nu contează nimic. Deci nu contează dacă e urâtă, dacă e frumoasă, dacă e înaltă. Dacă... Da. Nu contează nimic, contează numărul. Da. Până ajungi la 10-15 și după aia trebuie să începi să diversifici, să cauți, să nu știu ce. Cu gaura cu păr să fute. nu contează ce și cum e, că e ploaie, că e vânt, că e vreme bună, că e vreme rea. Că trebuie să-i pui un hanorac pe cap, nu contează. Gaura cu... Bă... Senzația era. Cu păr poți să fii și aia de gât la unii moși. Nu contează. Mi se unește cu părul după piept. Exact asta spune și vorba, că nu contează. Exact, adică ești fix în rândul vorbelor respective. Plus că, adică, nu știu, poate adaus ăsta de gaură cu păr, în sensul că, știi, a ajuns la o maturitate. Da. Ceea ce respect că ții cont de treaba asta. Da. Gaură cu păr alb, aia e alt nivel. Mai târziu. La momentul ăla ajuns și acolo. Da. Mi-am adus aminte că am fost ieri sau alaltăieri, am mers prin oraș să ne plimbăm eu și cu Delia și am intrat în... Ea găsește, nu știu cum reușește, găsește un târg oriunde ne plimbăm, frate. Un târg din ăla cu căcatul, tarabe, știi, cu tarabe și cu chestii, da. Cu gablonțuri. Da, cu tot felul de gablonțuri. Și la un moment dat mă plimbam pe acolo și nu știu, tocmai avusesem ideea asta că senzația mea e că generația asta de puștani e foarte uniformă, știi? E foarte... Nu, când eram eu mai puștan, existau... Unii erau maneliști, unii erau mai rockeri, unii mai erau pe hip-hop, unii erau emo, unii erau... Acum mi se pare că toată lumea e vag trapper, știi? Da, da, da. Și eram în târgul ăsta și la un moment dat am văzut o geacă de blugi de vânzare pe care scria pe spate caut iubire, sărături și vară pe băț. Asta scrie. Vară pe băți. Era o geacă de-asta de blugi de hipioți. Okay. Și mi-am să aminte că există în continuare hipioți. Mi se pare că ăștia n-o să dispară niciodată în cazul ăștia. Hipioții. Și mi-am să aminte de toate fetele hipioate care nu mă futeau. Știi, de fapt de asta am intrat au în zonă. Au o teorie cu asta că de ce nu mai sunt atât de separați, că trepul ăsta cumva a combinat fix astea două lume. Rapperii și maneliștii. Și maneliștii, da. Cumva s-au unit într-o singură lume. Într-un singur stil, din două stiluri separate. Da, au făcut merger, într-un știi, singur... cum a făcut, da, exact. Fox cu Disney, știi? Da, e un fel de branch. Da, da, exact, deveni exact. Și au mai rămas câțiva rocker, da, care puțin. Sunt niște ciudăței, da. Bă, dar nu, mai sunt, adică sunteți voi boomeri. Da? Nu, întotdeauna, adică ideea de a fi un pic diferit, adică, într-adevăr, e și apartenința asta la grup. E nevoie asta, dar întotdeauna sunt și oameni care vor să fie mai age și mai chestii. Adică, da. Pe de altă parte, mă surprinde și pe mine când văd adolescenți acum mai înspre emo sau super rocker sau... Și oricum, dar și dacă te duci acum la universitate, tot găsești patru adolescenți cu găuri în ștrampi care fumează țigări și sunt toți machiați în negru. Da, dar sunt patru, erau mai mulți. Pare că zice ce mai puțin. Eu asta, cumva, teoria asta o am având show-uri cu Drăcea și văzând ce oameni vin după Drăcea acum. Asta e, poate, da, poate și eu. Hai ăsta de la Bass House și așa, toți copiii ăștia care vin după el acum, coai, toți arată la fel, sunt același băiat de 15 ori care vine să facă poze cu el. Aceeași geacă, gen North Face sau nu știu ce, pufoasă, aceeași freză, creț, toți scurt în părți și creț sus. Da, supă la plic așa. Da, toți sunt același băiat, doar că în diferite variații. Da, s-ar putea să fie o bias, că asta mi se pare, că oamenii care vin pe la show-urile de stand-up din generația asta sunt cam Drăcea wannabes, mi se pare. Și, și fetele mi se pare că seamănă între ele și cumva se îmbracă la fel. Da, dar sunt sigur că și acum, 15 ani, în loc de ăștia crezi, veneau, majoritatea erau băieți cu creastă și țepi la ceafă. Probabil. Adică tot erau o masă de oameni care arăta într-un fel. Că e posibil. I don't know. Îmbătrânesc, băi, Mirica, ce pula mea. Toată lumea îmbătrânește acum. Ce pula mea să fac.
încep să-i judec. Doar că tu ai un avans mai mare. Da, doar că eu sunt mai departe un pic în aventura. Eu, știi cum e la Formula 1 când unul ajunge cu un lap înainte? Tu alergi odată cu noi, dar ai lap-ul ăla. Eu alerg odată cu voi, dar am un lap în plus și fac de alea, îți dau, dă-te la o parte, că eu trebuie să... Da, some people are so far behind the race, they actually think they lead. De unde era asta? Din Sopranos, nu? Și asta ne aduce la subiect, nu? Asta voiam zic, că voiam să demonstreze că de bătrâne e Dumitru prin serialele pe care le-a ales acum în top 5 ăsta. Fac pariu că e, fii atent, Twin Peaks, Dallas. Oh! Dynasty. Dynasty. Knight Rider. Știi? M-ați uitat la Knight Rider? Knight Hasselhoff, da, da, și Dougie Hauser. Nu, Dougie Hauser. Pare că ești un Dougie Hauser care am bătrânit așa. Sunt Dougie Hauser, da, dar nu m-am uitat la Dougie Hauser, din păcate. N-am. Cum facem? Vrei să spunem fiecare locul 5, după aia fiecare locul 4 sau așa, o luăm așa? Nu le-am pus pe locuri. Nu le-ai pus pe locuri? Sincer, nu m-am pregătit foarte mult pentru... Nu, pe problemă, frate, doar le pui tu random, cum le simți. Da, ai unul care e pe primul loc? Gen care ți-a plăcut cel mai mult? Nu-l zice, dar ăla ai? Probabil. Păstrează-l pe ăla și în rezi random, că oricum nu contează, nu e ca și când peste două săptămâni o să te mai ascultăm și o să fii... Care a fost top 5? Nu contează. Faza e că eu mi-am notat aici... Tu ai folie din aia de nu se vede din stânga dreapta, da. Nu? Da. Da, scol. Da, e aiurea să te vadă la 40 de ani că te joci Candy Crush. Asta, ceva ce pula și mea ai de la nivelul 7 de atâta. Și că nu refuz să bag bani. Asta, cel mai rușinos e când văd că doar ce l-ai tras. Nu că l-ai de mulți ani în telefon. Băi, tu acum ai început să te joci Candy Crush. Da, știi, am văzut la unul metrou și eram, cu aia, ce tare. Ai pus Shazam-ul pentru... Dar și ziceam, vezi, trebuia să spui folie, da, acum mă uit în Candy Crush-ul tău. Da, ideea e că eu m-am uitat, mi-am pus așa în top 5, dar... Sunt foarte curios cum arată, bă, ce și-a notat. Da. E așa misterios, poate te uiți la poze, te uiți la text. Da, eu nu mă uit la nimic, eu sunt pe Instagram acum. Eu mă joc Candy Crush acum. Dar pe locul 5 eu am pus un serial doar pentru că știu că vă place vouă. Eu nu l-am văzut pe tot, n-am văzut tot Sopranos. Am văzut doar 4 sezoane din Sopranos. Știți care pot să fac o critică la Sopranos? Altfel, serialul foarte mișto. Știi, și cum în felul în care am judecat eu top 5 seriale, am pus seriale la care încă mă mai uit la scene pe YouTube. Da, da, Nu neapărat că le-am văzut de mai multe ori, dar uneori am chef de scene din Sopranos și doar mă uit la scene. Singura mea problemă cu Sopranos și motivul pentru care n-am mers până la capăt e pentru că mi se părea că la un moment dat semănau sezoanele între ele. Gen, apărea un baddie, știi, un ăsta care era super muist. Cum April cu Ralphie, se da, unul care e un super nenorocit, care fute lucrurile pentru toată... Amândoi au fut pe sorsa? Exact. Da, da, da. Exact, și la un moment dat mi se părea că se repetă acțiunea doar că cu personaje diferite și de-aia n-am putut să merg pe cumva înțeleg ce... Dar în continuare mă uit la scene din Sopranos. Da, pentru mine Sopranos e mult mai sus, în top. Te, știu, da. Cunosc asta, dar... E șmecher. Singurul motiv pentru care nu pot să mă apuc să-l văd pe tot e că trebuie să o iau de la început și sunt multe. Dar nu neapărat, cred că genul seriei la care trebuie să o iei la început. Nu? Poți să intri din cât are? 6 sezoane, nu? Da, rămas, da. Cred că 4 sezoane am văzut. Uite, poate o să încep să mă uit de la sezonul 5 ca să-l termin. Da. Că știu cum se termină, am văzut toată finalul, știu care e toată faza și atunci nu am asta de wow, trebuie să văd neapărat care e faza. Da. Asta e că nici nu știu dacă te... Eu când l-am văzut prima oară, da, m-am uitat și un pic pentru acțiune așa și e mișto, se clădește un pic către final și te ține așa un pic în tensiune, dar nu se strânge lațul, cum zicea. Da, dar nu e foarte thriller așa. Nu. Adică... E mai mult un serial de atmosferă decât e de plot, exact, de poveste, exact, de exact. Ce se întâmplă. Da, așa e, așa e. Și mi se pare că eu, adică, când m-am uitat a doua oară la el, mi-am dat seama că, ok, nu am mai pentru acțiune, că cumva știu, deși
îmi place. Mă uit pentru alte lucruri, adică acum, nu știu, poate pentru comedie, pentru satiră exact. Sau pentru dialoguri, că sunt unele foarte șmechere, bucățile de terapie pe care le are Tony. Asta voiam să, că știu că sunteți fanii Sopranos, bucățile de terapie când vedeți serialul a treia oară, a patra oară, săriți peste ele sau no, sunt părțile voastre preferate, plac, vă plac, plac mult? Mie îmi plac mult. Mie mi se pare că sunt așa foarte, niște insight-uri foarte interesante în personajul lui. Da. Lui Tony și cred că îl și umanizează un pic, mai ales că adică îmi place foarte mult că toată treaba asta cu mafia nu e neapărat glorificată, ci mai mult își bate pula de ideea de Costa Nostra, că ăștia, adică nu sunt niște șmeche, sunt niște thugs, sunt niște cocalari care... De fapt, cum asta mi se pare că una dintre ideile serialului e ce s-a ales de mafie, adică ce a fost mafia și ce a ajuns, niște băieți care... Și toți sunt foarte ipocriți, efectiv, sunt ipocrizie la... Storyline-ul cu Vito ăla e cel mai funny pentru asta, cu ipocrizia, demonstrează cel mai mult ipocrizia aia, a mafiei cu homofobia și toate astea. Well, you're gonna kiss this guy on both cheeks? Că după ce află că e gay. Catching, not pitching. Da. How much more betrayal can I take? Da. Când îi spune... This man has got to go! Da, e foarte bun. Adică asta... Asta e singurul motiv pentru care l-am pus gen pe locul 5, că nu l-am văzut până la capăt și atunci nu pot să mi-asum să îl pun mai sus. Pentru mine, pe locul 5, am pus Succession ăsta, tot la HBO, am pus Succession, care e cel mai recent serial pe care l-am văzut cumva cap-coadă. Și da, cred că intră în top 5, lejer. Mi-a plăcut foarte mult. Adică pe stilul ăsta de filmat, e, cumva cum e filmat mereu cu camera care se mișcă puțin, asemănător puțin cu The Office, așa cum se ține camera după ei, să vede că e un om care se plimbă cu camera. Da, încearcă să imite ideea de documentar, da, surprinde scena aia, interesant, nu neapărat că e pregătită. Da, cel mai mult ce cară serialul ăsta Succession, e din nou, storyline-urile nu sunt atât de wow, cumva, dar e cărat de actori, cumva, de cum joacă actorii și ce monologe, cred. Da. Ce monologe de astea au și toate, da, cumva actorii care serialul, dar e extraordinar. Și din nou scenele de comedie, actorii și comedia din asta când în când, presărate, mai ales cu Tom Hanks ăla și cu fisul ăla, Roman. Aia sunt personajele mele preferate, cumva, sunt minunate, din când în când. Am văzut peste tot că tot... Tu ai văzut Succession sau vorbim? Nu, n-am văzut. Ok. E, tot cer oamenii un spin-off cu Tom și cu Greg. Și cu Greg, doar să aibă ei serialul lor, știi că merită. Da. Au relații de asta super bullied, cumva, gen, unde stau care, cumva și el e pielea pulii în familia aia, e doar ginerile, șmecherile, căcat. Care și întotdeauna ginerile, șmecherile. Și ăla, gen, cumva și ia unde stau, un protejé de ăsta, un tânăr de ăsta pe lângă el și tot își bate pula de ăla. Da, l-abuzează într-un an, la un moment dat. E o scenă foarte mișto, că la un moment dat devine foarte homoerotică relația lor, știi că este la un moment dat ăsta, Tom ăsta care era mai șmecher, așa, îi zice lui ăsta, lui Greg, care era protejatul lui, zice, știi că în Roma antică exista un rege care și-a castrat un sclav și l-a luat de nevastă te-aș lua de nevastă fără niciun fel de problemă. Și ăla nu știe cum să... Pula mea. Te-aș castra și te-aș lua de nevastă în 2 secunde. Și ăla e, what the fuck? În primul sezon, cred că e una dintre cele mai funny scene când... Să duc la petrecerea, îi fac petrecerea burlacilor genul ăstuia și îl duc la o curvă cumva și aia după ce îl suge pe ăsta, îi scuipă sperma înapoi în gură lui. Și după aia îi spune lui, cumva lui cumnasul, unul din frații lui nevasta și ăla vine cu curva aia la nuntă la el. Îi plas oanul lui. Să cacă ăla pe el când o vede pe aia acolo. E super fane, e super. Da. Numai de astea, da. L-am și eu, dar e un pic mai sus. Zine, ești American. Deci, pare că a spus bine Succession. Nu... Da, uite, la mine de fapt e pe 4, pot să zic că e aproape. E șmecher, recomand. Dacă nu l-ați văzut, recomandă. Tu ce serial vrei să ne... Despre ce serial vrei să ne povestești? Fac. Cred că o să pun în 5, o să pun... Dar nu, în zile random. O să okay, pun, nu pune cred că o să pun The Wire. The Wire. O să pui The Wire pe cel mai bun serial pe care nu l-am văzut. Da. Știți ce? Eu nu vă mai zic. Eu vă zic și pe cel ok.
Că și eu am The Wire și e pe primul loc. E serialul meu preferat, The Wire. Cinstit. E nice. The shit. E unul din puține seriale din categoria asta care sunt cu multe sezoane, multe episoade pe care l-am revăzut și că s-a uitat Delia la el și m-a prins și e și mai mișto a doua oară. L-ai văzut de mai multe ori sau l-ai văzut o dată? L-am văzut o dată și cred că am mai văzut primul sezon. Da, încă da, dată. Da, da, e fucking senzațional. Okay. E, mi se pare că e ce a făcut Sopranos, dar cumva un pic mai șmecher. Da. Un pic mai șmecher pentru mine, mi se pare, The Wire decât Sopranos. Pentru că e un pic mai variat, știi, că se schimbă focusul pe personaje se schimbă. Într-un sezon sunt unii personajul principal, în sezonul 2 sunt personaje secundare, alții vin în față. Și e un pic mai, fiecare sezon e diferit de ăla de dinainte. De același univers, cumva. De același univers. Ok. Și... în tot la fel, fiecare sezon abordează diferite teme. Acum, primul sezon a început bine cu traficul de droguri, cu imperiul lui Avon sau cum îl chema pe ăla. Și Stringer Bell și Avon Barksdale. Și al doilea sezon se concentrează pe cumva pe corupția din portul din oraș. Adică toată acțiunea tot serialul se desfășoară în Baltimore, cam în aceeași perioadă de timp și na, cum interacționează personajele între ei. Apoi în sezonul 3 apare, cred că e cu școala sau sau ceva. Apoi cu lumea politică, apoi cu presa cât de coruptă e și cum ce se întâmplă. Da, atacă câte un subiect în fiecare sezon, dar cumva cu aceleași personaje. Unele personaje vin în față. În sezonul 3 când e focusul pe elevi și pe căpitanul ăsta de poliție care încearcă cumva să legalizeze, să permită drogurile doar într-o anumită zonă a orașului. Și face New Amsterdam. Ca să scadă criminalitatea. Adică se duce la ei și zice, bă, coi, aveți voie să dealeriți droguri doar pe strada asta. Și nu vine poliția, nu vă deranjează, faceți ce vreți voi, e haos acolo. Și statistic, cumva scade criminalitatea, doar că șeful lui încearcă să... He's running for DA or some shit, așa că îl fute. Cam insight-urile cam pe foarte multe layere, încă de la ăștia care vând la colți, până la supplier, până la ăia care îi caută pe ei, până la șefii poliției, până la primar. În sezonul 3 este councilman ăsta, Little Finger, ăla de-l joacă Carchetti. Apoi în sezonul 4 ajunge primar. Pula mea, adică se continuă cumva toată treaba. Mi se pare că face lucrurile foarte clare de cât de dificil este să schimbi ceva, știi? Da. Că, de exemplu, la un moment dat, ăstora din poliție le spune primarul, bă, trebuie să scadă rata de homicides, nu mai poți să ai atâtea crime, nu se poate, trebuie să... Eu am promis 10% mai puține crime. Și aia n-au cum să oprească crimele și am zis tot ce fac ei, orice om împușcat era, păi cred că e sinucidere, știi? Da, doar schimbau încadrările ca să iasă... 10% mai puțin, că nu e ca și când poți să faci ceva diferit. Pe de altă parte, mi se pare că mi-e greu să mă pun în starea mindset-ul de a mă uita sau mă reuita la, la The Wire. Că e un pic prea... Nu e așa amuzant ca Sopranos. Asta nu e nici amuzant și nu e nici... Adică nu are... Faptul că nu sunt niște personaje principale, să zic, deși sunt, dar nu prea ai cu cine să... simpatizezi. Da. Adică cu cine să ții. Dacă dau acum, pot să mă uit la orice episod din Breaking Bad, de exemplu, că cumva știu pe unde se setează acțiunea, știu cine e Walter, știu că țin cu ăsta, știu că nu, whatever. Dar e mai greu, cred că e mai greu să te uiți la The Wire. Pentru care m-am uitat a doua oară la The Wire, că se uita de ea și m-a prins, că așa să-l iau de la început nu cred că aș putea. Da. Dar tot așa, pe YouTube încă mă mai uit la scene din The Wire. Mă uit la când e unul care depune mărturie. Îl prinde pe un ăsta, pe un thug, care omorâse zeci de oameni și la un moment dat îl prind și e clar că o să facă pușcărie pe viață, el nu o să mai iasă niciodată din închisoare. Și începe să zică, dacă mai aduceți un cheeseburger și un coleslaw, vă mai zic 5 crime. Și ăștia erau, hai cu aia, du-te repede, știi? Du-te repede, iei de mâncare. Că ăștia închideau o grămadă de cazuri cu ăsta în momentul ăsta, știi? Și omul doar mânca și repede, pe ăla l-am împușcat, l-am lăsat acolo, pe ăla nu mai știu unde, că e clar că nu avea cum să scape. E foarte detaliat așa, că dacă te uiți la orice alt serial, e la modul ăștia vând droguri, asta e poliția care investigează, au surveillance, au o grămadă de căcaturi, dar aici arată cât de mult police work se face. Da, și trebuie să convingi un judecător să-ți dea permisiunea să-i înregistrezi pe aia, trebuie să te ceri cu... E foarte complicat, birocratic. E total opus CSI, așa, e foarte real. Zoom.
Dar asta mai vreau să zic. Ce mi-a plăcut că am studiat mult cum s-a petrecut asta de The Wire. The Wire e făcut de unul, cred că David Simon îl cheamă, care a fost jurnalist, împreună cu unul Ed Burns, care a fost polițist. Okay. Și ăștia doi împreună s-au apucat să facă acest serial. Faza e că pe parcurs s-au apucat și au cooptat în echipa de writeri dramaturgi, ăștia care scriau romane, tot felul de oameni care au venit cu partea asta de fantezie, știi, să nu fie totul foarte realist. Că la un moment dat serialul, ca să nu fie atât de realist și de dur, capătă și aduce tot felul de personaje care se vede că sunt bazate pe ceva ce s-a întâmplat în cartier, dar devin legendare, gen Omar. Da, sau știi, Brother adic- Muzon. Sau Brother Muzon. La un moment dat devine ca o carte mișto, știi? Okay. Pentru că aduce și partea asta un pic mai fantezistă, să nu fie lucrurile foarte realiste, știi? Da, sau poate cum prezentată povestea, dar e foarte bine documentat și ancorat în, exact, în realitate serialul. Exact. Adică... Hai că ne dăm teme cu ocazia asta. La 4, eu am imediat, stați... Pe locul 4 la mine este Lia, soția soțului meu. Camera 609, lasă-mă, îmi place. Bă, ce-i cu titlurile astea de la Antena 1? De, practic e jumătate din primul episod în titlu. Așa. No, pe 4 am pus Basic Wild Beach, Game of Thrones am, pe locul 4. Game of Thrones? Nu, da. nu l-am inclus, că mi s-a portat de prost cum a finalul încă te-a dezamăgit prea tare. Nu, a fost prea, cumva, a fost prea eveniment in my lifetime, cumva, de fapt și Lost-ul, dar Lost-ul cumva am simțit că doar eu trăiesc evenimentul la un moment dat ai rămas singur. Gen, știi, Lost-ul și entuziasmul ăla pentru fiecare episod nou și așa. L-am trăit și pentru Lost, dar doar eu singur, n-aveam cu cine să-l împărtășesc. Mai aveam un prieten atât care s-a uitat cu mine. Dar Game of Thrones a fost cumva evenimentul ăsta, de cu oricine mă întâlneam, puteam să vorbesc de ultimul episod de Game of Thrones și de următorul. Sau, să nu, sau nu puteai, că sau, zicea tot pula mea taci din gură, că nu ai voie să-mi spui. A fost in my lifetime cumva cel mai cam serialul eveniment, singurul. Înțeleg, da. Și cât a fost bun, a fost foarte bun. Și a fost foarte bun, da, are multe părți. Și la asta din când în când mai fac chestia asta cu anumite scene să le revăd rar, așa. Rar. Mai prinzi discuții, nu? Și la fel, tot rar. Și mi se pare că atât de mult a futut, cel puțin ultimul sezon, sau poate ultimele două sezoane, orice rewatchability value destul ar fi avut. Că, adică mi-ar plăcea foarte mult să mă reui la Game of Thrones, dar știu că nu am de ce, îmi dau seama de ce să mă apuc. Adică mi-a plăcut foarte mult toată intriga, toată situația politică, toată fantasy-ul, toate familiile care se certau între ele, mistere, White Walkers, dragoni, morții măsii, partea de pe celălalt continent cu Daenerys, tare. Și cumva, nu știu, dacă avea un sfârșit decent sau... E ca și când te duci într-un restaurant din ăsta de all you can eat, știi, și ai mânca o grămadă de chestii super bune și te-ai simțit foarte bine, dar la plecare trebuie să-ți iei bătaie, știi, te bate unul de te cași bătaie. Parcă ești, bă, n-aș mai, e mișto mâncarea aia, dar bătaia de la final nu merge. Da, într-adevăr, finalul de căcat, pula mea, alegeri. Da, de fapt, ce s-a întâmplat e foarte simplu, e că în momentul în care s-au terminat cărțile, ei i-a lăsat pe ei să ducă povestea mai departe și, apropo, ăștia, cred, sau unul dintre ei, nu știu dacă, da, au serialul ăsta pe Netflix, Three Body Problems sau ceva. Ok, nu l-am văzut. Acum a apărut unul. Dar ăsta, House of the Dragon, nu-i tot de ăștia care au făcut și Game of Thrones? Nu cred. Mm. Ok. Dar nu m-am uitat, deci nu mai vreau să am de-a face cu... A, eu m-am uitat, e ok, nu e wow, da, nu e Game of Thrones, dar e ok, să apropii un pic. Îmi pare rău. Pe de altă parte trebuie să, da, să dai credit că a fost cu adevărat fenomen, I mean, it was amazing și... Din nou, uite, că să vezi ce face HBO, că până acum cred că o să menționăm, în mare parte o să menționăm seriale de HBO. Ah, clar, da. Da, adică să ai buget de 10 milioane... Poate episod. Să faci niște chestii și mai credeți amazing. Adică sunt filme care n-au... Eu mă duc aminte și acum că eram la un moment dat, stăteam de vorbă cu Bucălaie și era ultimul sezon și Bucălaie a vrut să mă spoilerească sau nu știu ce până la mea a zis și am zis, taci din gură, bă, pula, nu e ok. Și după aia m-am dus acasă și era, nu știu dacă mai țineți minte, eu o să dau spoiler acum, deși nu e așa important, Tommen, era unul, Tommen se aruncă pe geam. Da. De ce? Și pur și simplu am deschis sezonul Facebook-ul. 6, episodul 10. Da, am deschis episodul și am deschis Facebook-ul și e pur și simplu un gif cu ăla, da, cum iese pe geam și se aruncă pe geam. Eram putut cu morții, bă. Deci, dar așa foarte matter of fact, îl vezi pe ăla cum se aruncă pe geam.
Da, voi ce aveți pe 4 ani? Eu pe 4 ani am Succession, care, da? Da, mi-a plăcut foarte mult. Am vorbit. Pe locul 3, nu știu dacă voi v-ați uitat la acest serial, dar eu l-am văzut de 2 ori. Și Miri cu 1, la 4. A zis? A, n-ai zis. La 4... Ce serios o ia. Bă, nu neapărat în opinia generală, că uite, de exemplu, știu că ție ți-a plăcut Columbo mult. Sau așa. Columbo îmi place maxim. Pentru tine, Columbo. Cumva. Top 5 da, da, de asta mă gândeam că n-aș fi pus The Wire în top 5, că nu mi face atât de multă plăcere. E foarte, foarte bun, dar nu l-aș pune în top 5. Dar îți place personal. Columbo pe bune sau îți place ironic, la modul, mamă, ce prost e Columbo? Îmi place, uit, Columbo, îmi place Columbo pe bune. Ok. Ai, și mă deranjează că uneori că sunt episoade bune, sunt episoade proaste, foarte proaste, dar mă uit la ele și zic, fac ce prost e asta și mi-aș fi dorit să nu fie prost, că aș fi vrut să-mi placă mai mult. Dar le-ai văzut pe toate? Mult. Adică deja ai ajuns în punctul. Că știu că un episod de Columbo are o oră jumătate, uneori, sunt unele ca niște de, filme. Da, sunt unele de, pe, sunt cumva TV movies, sunt unele de 70 de minute. Și unele de 90 de minute. Astea mai lungi. Astea de 90 de minute nu sunt atât de wow. Dar el când a început la NBC, da, prin 72. Au făcut câteva episoade pe sezon, nu știu, vreo 4-5 episoade la un an, 2 ani de zile, după care l-au lăsat o perioadă și apoi prin 89 l-a cumpărat ABC-ul și a început să producă cumva seria a doua de Columbo, okay, cu el mai bătrân și chestii pe care le dădea și pe Antena 1 când era mai bine. Sunt mai bune? Sunt mult mai proaste. Sunt mai proaste, deci primele. Adică cumva dacă ești columbofil... asta cred că poți să spui fără niciun fel de problemă că ești singurul columbofil din România, cred. No, păi cred că mai sunt columbofil. Sunt? Cred că da. Forum? Există, da, se numește de columbofile. Okay. Da. Și se discută acolo, pula mea. Dar cumva astea sunt alea canon, primele cele de pe NBC. Cele de pe NBC. Okay. Și e tare. Îmi plac foarte mult seriale procedurale, astea cu avem un caz, cum îl investigăm, ce se întâmplă. Sunt foarte multe bune, foarte multe proaste. Englezii fac le fac mai bine. Seriale din astea, da, foarte gen Whitechapel sau Luther, care nu e Luther, neapărat. Da. Sherlock. Am văzut episoade din Luther, da. Sherlock și mai sunt câteva. Și îți mișto. Și asta îmi place foarte mult cum pornește. Știi că ți arată cum motivul, cine omoară, pe cine. Asta și cum mi s-a părut foarte apoi... curios la Columbo, că primul lucru pe care ți-l arată e crima. Da. Și da, nu ai nicio îndoială de cine a făcut-o nu și de ce. Tot timpul. Da, exact. Doar e interesant să-l vezi pe Columbo cum se prinde. Asta da, e de fapt toată combinația. E un singur episod în care nu ți arată cine a făcut crima și cel mai prost episod. Da? Da. Da. They messed with the winning formula. Exact. Ce zici, l-ai lăsat pe ăsta pe 4? Nu l-aș lăsa pe Columbo pe 4. Cred că aș pune Sopranos pe 4. Poate, da, aș pune Sopranos pe 4. Bun. Despre Sopranos am vorbit. Eu voiam să zic că pe locul 3 Mad Men. Nu știu dacă ați văzut Mad Men. E unul din serialele mele preferate. Da. Și cred că dintre toate serialele la Mad Men mă uit cel mai mult la scene. Da. Îmi plac tot felul de... când piciuiesc chestii și le merge foarte bine când e Mad Men, când este Don Draper care ajunge la aia cu It's Toasted. Știi? Nu știu dacă mai știți scena când era cu problema tutunul, că nu reușeau ăștia să mai vândă țigări, că toată lumea știa că e cancerigen și ăsta schimbă ideea. Zice, It's Toasted. Că nu vorbim despre probleme, vorbim doar despre cât de mișto e să faci țigările și ce proces complex e. Și e foarte mișto la un nivel uman, e funny și Mad Men are momente în care e foarte funny, când nu știu dacă mai țin. Ați văzut amândoi Mad Men? Da. Am văzut, nu l-am terminat, dar am văzut trei sezoane, sunt, nu mai știu. Sunt câteva faze care sunt foarte, de exemplu, când aveau un angajat acolo care era mai bătrân și bețiv rău și la un moment dat la o întâlnire cu un client s-a pișat pe el și urmau să-l de afară, dar eu tot episodul e povestea asta foarte umană de cum ies în oraș, se îmbată, se duc la curve și îi zic la un moment dat, știi frate, da, nu e chiar ok să te piși pe tine de la cât de bad ești la 11 dimineața, poate, că până la urmă nu-l dau afară, mi se pare că îi zic cu 6 luni retrage-te undeva în Florida. Da, și plus că e foarte mișto chestia asta de cum se schimbă pe parcurs, pentru că erau niște ani foarte interesanți, cred, în America. Începe prin 63-64, când încă erau, ciupeau secretarele de cur și era totul foarte asta masculin. Asta una dintre cele mai bune părți ale serialului, Christina Hendricks. Christina Hendricks e absolut extraordinară. Dar asta e, exact, asta e mișto, că pe parcurs și cum trec ani în serial, dar și pe parcursul serialului,
personaje cum e ăsta al Joan, parcă o chema pe da, Christina Hendricks, exact, da. Capătă un pic de putere și începe să fie cineva și începe să aibă, deși inițial era doar o gagică frumoasă, știi? Da. Și felul în care evoluează serialul odată cu anii în care se petrece serialul, când ajung pe lună și se uită toți în ghea sau când e împușcat Kennedy, toate momentele astea sunt surprinse în serial. Mi se pare că face unul foarte, foarte marfă. Mi-a plăcut mult să mă uit la nice. Și ți-am zis, mă uit la scene tot timpul. Au o conversație la un moment dat John cu Don Draper într-un bar și flirtează și în același timp vorbesc despre viață și divorț și mi se pare că am căpătat foarte multe lecții de viață din serialul ăla. De exemplu, cum zicea la bătrân, nu mai știu cum îl chema partenerul ăla mai bătrân, că era un proverb japonez care zicea "You are the room you are in." Că eram bătut în pula mea. Ce smart. De exemplu, acum sunt lăptuc, dacă îmi plec, da. O să fiu un tramvai, un boschetar. Așa. Asta a fost la mine pe trei. E bun și plus că și costume și decoruri, decorurile mi se pare, foarte șmechere. Ăsta John Hamm a jucat atât de bine rolul ăla că eu acum când îl văd, ia uite pe Don Draper, da, râde. Da, e ciufulit Don Draper. Nu-l cred deloc în niciun rol. Când îți mai ciufulește, nu te pula mea, pune-ți costumul ăla. L-am văzut pe John Hamm, este un serial care are două sezoane, dar cu, nu știu, câteva episoade per sezon, foarte puține, care se numește A Young Doctor's Notebook. Și e personajul principal, îl joacă Harry Potter, whatever okay. His name is. Și Radcliffe. Da, Daniel Radcliffe. Și John Hamm este el bătrân. El în vârstă. Și cumva e un pic așa pe două planuri și se petrece în Rusia, 1917 acțiunea, și băiatul ăsta, Daniel Radcliffe, este un doctor tânăr care este trimis într-un sat, vai mama lui, în Rusia, 1917, să fie doctor acolo. E doctor în Alaska, dar în da, Rusia. Da, zăpadă, chestii, oameni cu boli nașpa, trebuie, să le despice penisul de sifilis, trebuie să facă, cum îi spune... Amputări. Să facă amputări cu fierăstraie și de grație și cumva se apucă, devine dependent de morfină sau ce are el pe acolo. Mă rog, și ține un jurnal. Și e destul de interesant serialul, adică e funny, e comedie neagră, funny, câteva episoade, nu știu dacă are vreo concluzie cumva. Și l-ai văzut pe tot? Da. Adică te-ai uitat la tot? Da, păi sunt total cât dar nu prea maxim, cred asta maxim de 16 episoade. John Hamm e varianta bătrână a lui dar Harry nu Potter. Seamănă. Nu prea devine Daniel Radcliffe bărbat bine. Bine, aia e viața în Krasnodarsk sau unde să nu trece proiectul. Te face mai frumos dacă reziști. Da. Ilia Ilievici, are numai nume din astea. E funny, e Caterinca. Îmi plac serialele astea așa un pic mai obscure. Eu m-am apucat să mă uit la seriale în liceu și am început să-mi plăcea. Adică mă uitam la seriale pentru că îmi plăcea ideea să mă uit la seriale. Nu neapărat că... Eu aveam o misiune cu aia. Adică mă trezeam într-o zi, dacă mă uitam astăzi la un serial din ăsta de pe network de 22-24 de episoade per sezon. Okay. Că știi că la americani sunt cable și network, asta cumva televiziune și apoi asta de cable cum ar fi HBO, Showtime, cred că și AMC, unde trebuie să plătești extra și unde își permis să mai bage violență, nuditate, chestii sau să facă sezoane mai mici și mai scurte, pentru că oricum au bani din abonamente, dar sunt serialele astea gen House sau Supernatural sau chestii care au 22-24 episoade pe sezon și mă trezeam într-o dimineață, dădeam play la sezonul 3, episodul 1 și mă uitam până seara la 22 de episoade. Chiar și la din astea care nu sunt așa, că mi se pare că unele dintre ele nu te prind așa, gen CSI sau The Good Wife. Sau, știu că sunt seriale mișto, dar să mă uit, doar la Lost am făcut chestia asta, la modul de mă trezeam dimineața și mă uitam până seara. Dar în rest mă plictiseau la un moment dat. Ce, le urmăreai cu plăcere sau simțeai că amâni și te simțeai vinovat? Era și plăcere, dar era mai mult un... Nu știu coping mecanism. Da, doar aveam o misiune. Asta era misiunea mea, să mă uit la seriale. Mai multe. Știți că există un site, My Episodes. Mi-ai spus tu de el. Unde e o bază de date cu toate serialele, toate emisiunile care au apărut la TV. Și tu poți să le selectezi acolo, sunt împărțite. Asta e sezonul, astea sunt episoadele, poți să ți le bifezi, să ții cumva o evidență. Și poți să te și uiți la ele sau doar ții evidența? Nu, doar ții evidența. Okay. Și îți și face un calcul, îți adună toată durata de la episoadele la câte te uiți. Terminat. Da, și la final așa se numește, time my wasted și ți arată câte astea. Și ți-ai făcut vreun calcul
spectacol recent? Aveam, nu știu, ultima oară nu n-am mai uitat, dar aveam 5 luni și ceva din totalul vieții mele, care, mă, scuze, da. Care m-am uitat la... care m-am uitat la, la seriale. Și căcaturi din astea obscure și ciudate. Bă, da, am încercat, la un moment dat a trebuit să fac curățenie în viața mea și să nu mă mai uit, pentru că aveam tendința nu neapărat să mă uit de dimineață până seara, dar tot auzeam de seriale mișto și mi le tot puneam acolo și tot la un moment dat devenise temă. Eram, trebuie da. Neapărat să mă apuc să mă uit și eram, stai frate, că nu trebuie să fac nimic, mă fut în ele de seriale. Mai uit la, doar la câteva, mă uit acum la Curb și maxim încă un serial. Încă, dacă da, te uiți la sezonul nou care da, apare acum da, și da, e da. Nice, e mișto? Nu am uitat la sezonul nota, ăsta. Doar că e da. Foarte bătrân, e foarte amuzant că în Curb, în primele episoade încă mai apare Richard Lewis care a murit între da. Timp. Dar când îl vezi în Curb, ești, da, era o chestiune de ori. Da, da, adică da, e da, deja da. Mort. Și apare și în sezonul ăsta ultimul. Da, a acum, apucat să tragă. A apucat să tragă câteva episoade, dar efectiv arată, știi exact cum arată când e mort. Exact când cavou, așa arată, ca în serialul ăla. E incredibil, mâncați ești curată. E o minune că a apucat să joace în un episod. Așa, mă, hai să mergem, cred că trebuie să ne mișcăm. Haide, trecem mai repede prin zi, ele. Frate. Pentru mine pe 3 Breaking Bad-ul, care, na, toată lumea știe de ce. E anti-hero, cumva, pe primul loc deja nu mai are rost să mai țin suspansul, o să fii Sopranos, adică clar. În moment ce îți place Sopranos, cumva, cel mai probabil o să-ți placă și Breaking Bad. E același tip de protagonist flooded, căcat, care face tot felul de căcaturi, mizerii, crime, dar tot ții cu el. Cumva, da, asta, Breaking Bad mi-a plăcut mult, dar nu e un serial neapărat pe care aș vrea, de care aș vrea să mă mai apuc încă o dată. Acum. Asta e, că mie mi-a plăcut foarte mult să văd Breaking Bad în timp real, da. Abia așteptam să văd episoade noi, da. Dar unul la mână nu prea mă uit la scene din Breaking Bad. La asta după mai aia, fac, mă mai sunt scene care îmi plac sunt. Mult. Da. Și nici nu m-aș mai uita o dată. Mi-a plăcut mult, ce mi-a plăcut foarte mult la serialul ăsta, mai mult decât, nu știu, partea cu Gus Fring sau nu știu ce, toată partea de mafii și așa, dinamica asta de cum Hank era bărbatul alfa în familia lui Walter. Cumva, da. Știi? Și invidia asta a lui cumva și toate dinamicile astea ciudate între ei, când da. La ziua lui îl pune pe fisul să bea doar ca să demonstreze că el că poate să-l pună pe fisul să bea. Leave the bottle. Da, da, da. Se o căcaturi de astea, toate scenele alea mi-au rupt capul la Breaking Bad cel mai tare. Recent am văzut acum, am dat pe YouTube peste niște videouri din astea în care sunt de 30 de secunde Breaking Bad over before it begins. Și e ăsta Hank care bate la ușă în la rulota aia da. Și e Walt da, și da, se termină serialul. Da. El care răspunde la telefon, hey, this is Walt Heisenberg. Heisenberg Walter. Ce îmi place spre deosebire de tocmai ce am terminat de revăzut Breaking Bad săptămâna okay. trecută. M-am uitat cu gajica mea și nu mă așteptam că ea e la modul nu vreau să mă uit la seriale care are mai mult de două sezoane, că se lungește, că bla bla bla. Și a fost la modul să-mi bapă, astăzi toată ziua am stat la muncă cu gândul la Breaking Bad, hai să ne uităm. Și aveam că eu l-am început de când a apărut, de stat săptămână după săptămână și am, oricum e un pic mai slow paced, dar acum că l-am văzut pe totul dată nu e deloc atât de slow paced. Nu. Fiecare episod se întâmplă ceva și fiecare episod, mi se pare că e greu să ai scene pe YouTube, sunt câteva scene mai iconic așa, dar mi se pare că toate scenele din Breaking Bad sunt bune și top. Super, și spre deosebire de Sopranos îmi place că pornește cumva de la ăsta fiind loser, da. Fiind având mustața lui de impotent și ce are la a ajunge, vezi cumva toată transformarea și e destul de greu. Chiar dacă omul e clar un geniu, mi se pare că ca tot ce a făcut nu a fost cumva ieșit din comun la modul vai cu ce plan a venit sau uite cât de șmecher, cât de deștept e omul ăsta. Nu e trasă de păr la modul ăla de dintr-o dată. Doar s-a adaptat foarte bine la tot ce i-a venit de-a lungul serialului. Orice situație venea, avea o soluție. Asta și cumva, că mie calitatea numărul, joacă foarte bine tot. Dar mi se pare că scrisul la Breaking Bad e cel mai bun. Este extraordinar. E scris că e gândit de parcă din primul episod, primul sezon, până la ultimul episod, ultimul sezon, cumva i-au gândit-o de din băi, uite, asta o să se întâmple și așa o să treacă prin el. Și ce mi-a plăcut acum, că știind în mare parte ce urmează să se întâmple, am văzut acum mai bine, am văzut build-up-ul cumva către ce urmează să se întâmple și am zis, oh my god, they kind of knew sau știi, uite ce drăguț, pentru au băgat asta îi dau toată cumva explică
ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple. Da, băi, asta e că îi dau frustrarea asta la început, că lui lucra parcă și la o spălătorie de mașini. Da, da, la Bogdan, da. La Bogdan, la românul. Până la urmă, da. Nu? Da. Da, da, da. Dar înțelegi că, că unul din motivele pentru care vrea el să devină șmecher e și din frustrarea asta, clar, că a fost un terminat, clar, toată viața. Da, nu e numai, da, pentru, da, familie, ca să-i protejeze, a, nu, să le dea bani. Ce, da, mi-a plăcut cel mai mult acum, că, adică e clar de ce l-a, ce l-a tras pe el în jos, să zicem, sau și ce l-a dus mai departe și defectul lui este mândria. E foarte, da, e un om foarte mândru și foarte orgolios. Uh-huh. Și îmi place foarte mult cum exploatează serialul toată treaba asta, toate ideea lui. Și asta este și în top 5 la tine, Breaking, da, Bad? Da, e imposibil să nu pun Breaking Bad. L-ai pune pe 3? N-aș pune pe 3, lejer. Da, da, și okay. Sezonul, episodul 14 din sezonul 5, ăla cu Ozymandias, este extraordinar, adică de la început până, care la, e până asta? La final. Ozymandias, care e? Cu ce când, e? Cred că când îi omoră Hank, nu, da, ăla da, e? Da, da, da. Când îi omoră Hank. Este, da, doamnă. Da, e omoră de niște, mă rog, acum poate ar fi trebuit spoiler, să... Spoiler, a apărut acum 12 ani Breaking Bad. Da, da, nu cred că o să vă uitați la Breaking Bad. Vă supărați acum că am dat spoiler la Ozymandias. Da, da, da. Dar mi se pare că îl împușcă niște gangster, nu? Da, da, da. Îi prind pe amândoi și îl împușcă... Da, da, niște gangster, da. Good. Și foarte bună replica, you're the smartest man I know, but you don't realize he made up his mind 5 minutes. Da, ceva genul ăsta, da, da, e foarte bună. Foarte multe bune replici și cearta pe care o are Walter cu Skyler când ajunge acasă este o scenă foarte tensionată așa și jucată foarte bine, la fel ca aia din... nu știu dacă e la fel de bună ca aia din Sopranos, din Whitecaps, când se ceartă la scenă, la scenă am mai uit din când în când. Aia din Whitecaps, aia este extraordinar, este minunat, tot episodul îmi place. E top 3 scene de... știți filmul Marriage Story? Ați văzut filmul Marriage Story? Da, da, da. E o scenă epică de ceartă, când se ceartă. Da, dar mi se pare un pic forțată. Că eu am exemplul lui Tony cu Carmela, care mi se pare că e exact cum se certau părinții mei. Adică e exact în nota aia de... Pe asta e puțin mai de fătălăi un pic, că e versiunea generației noastre. Da, da, cumva, exact, Story. Nu mi se pare că e... Părinții că noștri la un moment dat, noi. Da, înțeleg. Înțeleg emoțiile în momentul ăsta. Mary Story e un moment în care ăsta dă cu pumnul în perete și sunt, știi, ar trebui să mă sperii, dar sunt, tu nu o să tai niciodată în ea, hai să fii serios. Da, e mișto că dă cu pumnul în perete și apoi plânge și să pune în genunchi și îl ține ea la burta ei așa și îl mângăie pe cap. Mă treabă într-un strong silent type. Da, da. Hai să vedem la locul 2 ce avem. Și... A, scuze, te-am întrerupt, ce mai vrei zici? A, dar nu știu ce, cred că vreau doar să mănânc căca, dar... La mine pe locul 2 e serialul pe care l-am văzut de cele mai multe ori, este fucking Seinfeld. Eu nu pot, pentru mine Seinfeld a însemnat foarte, foarte mult. Și eu am uitat de, inclusiv îmi aminte când în pandemie am făcut și eu și de ne-am făcut COVID și ne-am uitat 2 săptămâni la tot Seinfeld. Și am ajuns să-l văd de atâtea ori că efectiv eu știu în primele 10 secunde ce episod e și ce o să se întâmple și absolut tot, și tot mă uit în și continuare. Și mie mi-a plăcut destul de mult Seinfeld, dar cumva mă ciudat, n-am niciun serial de comedie în top 5. Am simțit cumva nevoia să pun și un... Ăsta pentru mine, cum e pentru fete, Friends, știi, de când e greu pui un pic de Friends? Da. Pentru mine e Seinfeld. Cred că de asta nu intră niciun în top 5 cumva, că au seriale de comedii, sitcom-urile mai ales, na? Majoritatea au, nu știu, calitatea asta de a fi consumate ușor, de a te uita la ele în timp ce mănânci, în timp ce faci altceva, cumva, de asta nu sunt seriale de fundal, care... Poți să-l lași de fundal, dacă fundal, vrei. Și de asta cred că nu am niciun, dar sunt, cumva sincer, cred că eu aș clasa, după ce am văzut Curb, chiar dacă n-am văzut și ultimul sezon și așa, sincer, cred că mi se pare puțin mai sus Curb. Da? L-aș clasa puțin mai sus Curb, eu entuziasm. E sau Apples lui, and Oranges. Sau lui, al lui. Dar lui nu e așa amuzant. Nu e atât de comedie, da. Nu e așa amuzant. Da. Pentru mine Seinfeld e prima oară când l-am văzut, când eram puștan, când l-au dat pe Pro TV. Mi-a plăcut că îmi plăcea pur și simplu așa serialul. Da. După care, de fiecare dată când îl vedeam încă o dată, tot așa, am ajuns să apreciez cât de bine joacă toți, am ajuns să apreciez personajele secundare, am ajuns să apreciez cum reușesc, ei au construit un univers și pe urmă reciclau... Cât de bine joacă toți în afară de Seinfeld. Bă, știi care e faza? Seinfeld grew on me. La un moment dat mi-am dat seama că Seinfeld are rolul lui acolo. Și-au construit personajele și în funcție de faptul că ăsta nu prea joacă bine. Da. Fiecare a simțit nevoia să pluseze, să compenseze și pentru el care vag râde, că nu-i vine să creadă că
e într-un serial, da, știi? Da, da. E foarte... Dar are și momentele lui în care joacă bine Seinfeld. Da. Și la un moment dat am ajuns să apreciez foarte mult tot la asta. Ajung la scritură, la episoadele cele mai bune din Seinfeld sunt scrise fucking ca super Breaking tight, Bad. Super ca, bine scris, da, doar că sunt pe comedie. Îmi place, pe lângă faptul că, din nou, are, poți să te uiți la el de oricâte ori vrei tu, da. Că mi se pare că, nu pot să zic că trece testul timpului, dar, știi, îl trece, adică e un serial de comedie care îl trece fără probleme, pentru că mi se pare că abordează niște teme și face funny niște relații așa între oameni care sunt valabile în orice... Da, clar. În orice perioadă ai trăit cumva. Absolut, absolut. Și ai tot. Ai comedie fizică, ai comedie de situație, ai replici, jucat, ai jucat. E foarte bine, actoria este. Adică te atacă pe toate părțile cu comedia. Și mai place și treaba asta, care Seinfeld o face foarte nice, de cumva orice se întâmplă, orice plan narrativ avem la începutul episodului, ajunge să se lege. Să leagă la sfârșit. Asta vine ăsta care vrea să lovească mingii de golf, ăsta o minte pe aia că este Marine Biology. Monologul cu the CEO is angry that day, my friends. Like an old man returning soup at a deli. Voi ce părere aveți despre Seinfeld comediantul? Voi sunteți fani Seinfeld? În top, nu știu dacă 5. E funny Seinfeld, comediantul? Da? Este clar, lejer. Da, este funny. Da. Nu știu dacă e top 5 pentru mine, dar probabil de acolo, un close, la aproape de 5. Probabil. Mi se pare un om foarte amuzant, dar nu pot să spun că am râs de prea multe ori la stand-up-ul lui. Gen la glumele lui. Are bucăți, eu am și citit, mi-a cumpărat Diana cartea aia lui, care e cea mai mare japcă de bani vreodată. Că sunt doar glumele lui, aia, nu? Da, care sunt doar beat-urile lui. Pe decenii, gen The 70s ce a scris, The 80s ce a scris. Și cumva vezi, am citit toate beat-urile alea cumva și se vede atât de mișto cumva dezvoltarea beat-urilor, cumva cum în anii 90 nu mai avea doar un paragraf, un beat. Avea câte 5 paragrafe, cumva că făcea câte o paranteză la fiecare propoziție în care mai scotea un paragraf, un beat, un mini beat în beat, cumva și cum le dezvolta. Foarte dar nu mișto. Sunt aceleași glume din gluma A în anii 70, tot gluma. Nu sunt aceleași glume. Sunt glume noi și ce scria. Ce scria atunci, să vede cumva cum evoluează scrisul lui de-a lungul anilor așa. Opa. Dar a murit camera. Nu mai avem baterie. Hai mai dăm audio puțin. Mai dăm audio puțin. Până terminăm topul. Da, ok. Oricum eu am zis, pe locul 1, adică la mine pe locul 1 era The Wire, deci eu am terminat cu ce am avut de zis. La mine pe 2, când am zis 2, Lost, o să rămână, cumva a fost close, a fost foarte mult timp. Până Sopranos a fost primul loc Lost, pentru mine Lost. A fost ca Game of Thrones, adică dar mi-a plăcut super mult la început și la un moment dat m-a... Nu mi s-a părut că nu mi-a stricat impresia de serial. Eu nici nu l-am văzut până la final, la un moment dat eram bab pula în el de serial. Tocmai asta mi-a plăcut cumva, că am simțit că serialul ăla, în fiecare sezon, s-a axat pe o nouă temă, adică gen sezonul 5 a fost pe călătorii în timp, cumva, și asta a fost tema principală, cum călătoresc în timp. Ah, da, că asta se duce înapoi în Richard Dallag, de nu-mbătrânea. Da. Și, da, exact. În sezonul 6 e spiritualitate, cumva, bine și rău cu aia. Da, începe ca o chestie foarte concretă, cum au ajuns ăștia să supraviețuiască unui accident. Dar din prima implică elementele astea. Da, dar la un moment dat îți dai seama că ei nu o să le explice niciodată. Unele, doar o să se scufunde în spiritualitate și time travel și să mai știi ce, mă bag pula da, și a fost la modul, bă, hai să băgăm să facem asta, mai interesant, bagă niște urși polari pe insula asta tropicală. Da, ce facem cu ei? Și tu ești, mamă, ești urși polari și un smoke monster și ce pula mea se întâmplă? Și până, de fapt, nici ei nu știu ce se întâmplă. Aceeași problemă am avut-o cu The Leftovers, care a făcut tot de ăsta, care a făcut Lost. E super interesant. Știți care e faza la The Leftovers? Dispare 7% din populație sau ceva. Pur și simplu dispare. Da. Și oamenii trebuie să deal with that. Știi? Da. Sunt o tipă care ia, deși per total a dispărut 7% din populație, unei tipe i-au dispărut cei 3 copii și bărbatul. Adică statistic e imposibil și încearcă să-și dea seama care e faza. Și până te uiți la serial și ești, nu e nicio
n-o se explice niciodată. Și sunt ce pula mea mă uit la asta, dar îți dau, te agață cu... Dar da, poate asta e. Gen, cumva, explică de ce a aterizat avionul acolo. Mai întâi îți explică pe partea științifică cu ăla, cu Desmond, care a învârtit cheia așa în bunkerul ăla și electromagnetismul. Și apoi, de fapt, mai târziu, Africa, de fapt, a fost cumva pregătit destinul, că au fost atinși de Jacob, toți ăia o dă pe spiritualitate. Dar mi s-a părut că fiecare sezon, cumva, asta cred că a fost pentru pe mulți oameni i-a dat înapoi. Că prea să schimbă tema serialului la un sezon la altul. La început e un serial cu supraviețuitori pe o insulă, după aia devine un serial cumva de, nu spionaj, dar cumva asta, partea asta cu The Others, cu cum să luptă cu The Others pe insula aia, cum să pleacă căcatul unui prins, trebuie să-l opereze pe ăla, adică devine cumva alta e tema principală, după aia o dă pe călătorie în timp, după aia pe spiritualitate și cred că tot mutatul ăsta de la despre asta e serialul, acum e despre asta, acum e despre asta. Mai mult m-a rupt, cred că la sfârșitul sezonului 4, cred, că se întâmplă asta, când că în modul, bă, coaie, e belită pula, ce facem? Da. Mutăm insula. Așa se termină sezonul. Exact. Și se duce asta, Ben, sau cum îl cheamă, se duce să învârte de o cârvă și acum a mutat insula. Stop playing, yo! Stop playing! Asta e serialul care mi-a dat cele mai șmechere cliffhanger de astea, coaie, cum se termină. Când se termină sezonul 3 și arată scena aia cu Jack, cu mașină, beat, cu barbă, cu știe... Gândești, din nou un flashback în toate episoadele până acum. Da, și la sfârșit se vorbește cu Kate și zice we have to go back și dă-te morții, măte, că pleacă. Și acum trebuie să aștept un an de zile, băga mea și pula. Da, a fost extraordinar pentru cliffhanger și după aia sezonul 4 se termină cu când îl arată pe loc în sicriu. Și nu înțelegeți ce pula mea s-a întâmplat, cum a ajuns să stă acolo. A fost interesant, dacă vedeți, observați, vedem toată perioada asta, deci 2000-2010. Cam asta a fost o perioadă bună, bună și de aur așa pentru... Cam ăla e, se numește The Golden Age of Television, seriale, e cam perioada cu Sopranos, The Wire... Dar când a început Sopranos, de a arătat prima oară cumva o crimă pe TV, că până atunci nu era treaba asta, dar a fost un episod în care l-a omorât pe unul, l-a sugrumat efectiv și arată camera de aici și cum ăsta se umflă fața, se învinețește și moare și toată lumea a fost Jesus fucking Christ. Protagonistul a omorât pe cineva și cumva a pornit așa o serie de seriale care a putut să fie... S-ar putea, mai... în ceea ce ne privește, să fie și legat de faptul, odată că cel puțin voi ați crescut în perioada, adică era perioada în care începeai să te uiți la seriale, să te preocupe. Clar, pentru mine, cel puțin, Lost-ul cumva a fost cam primul serial pe care l-am văzut așa capadă. Și corespunde și cu momentul în care a început să fie internetul foarte disponibil la viteze mari, ca să poți să-ți downloadezi toate seriale și altfel te uitai în pula mea la ce era la televizor, nu ratai o grămadă de căcaturi. Am lipsit de multe ori la prima oră, gen joia sau când dracu apărea noaptea Lost-ul și gen dimineața îl trăgeam primul după Firelist, primul făcea, episod. Cum apărea episodul, îl trăgeam după Firelist, mă uitam și după aia mă duceam la școală. Mă duream pulă, trebuia să văd Lost-ul înainte. Era... a fost chiar, a fost... Primul tău drop, frate. Up. Da. Zici și ce ai pe locul? Sopranos, nu mai zic detalii. Apropo de cliffhanger și de asta, mă uit acum la Gravity Falls. Dacă ați văzut animat, este foarte nice, foarte, foarte fain. Și chiar acum îmi pare, e așa un fel de Twin Peaks pentru copii, dar e și pentru adulți. E și funny, e și wholesome așa. Și îmi place că acum, chiar dacă au apărut foarte multe seriale care pare că n-au esență, pare că sunt doar așa de, nu știu, de pandering, de hei, hai să facem serialul ăsta cu adolescenți ca să uite adolescenți la el, deși n-are niciun... Ce facem? Păi muzică, droguri și se telefoane și relații. Dar apar și seriale sau producții care abordează chestii mai interesante. Gen, aș vrea să mă foarte mult să mă uit la Ted Lasso. N-am văzut Ted Lasso, dar mi se pare că e genul ăsta de erou, de bărbat, om masculin, care... cumva rezolvă situația prin a fi empatic, prin a fi nice, prin a avea un optimism stupid în el. Adică cumva se dezică oamenii, producătorii sau creatorii de... E opus unui anti-erou. Sau unui erou de ăsta, de macho, de vin, bad, nu plâng, nu vărs o lacrimă, nu chestii. Adică pare că se abordează niște teme emoționale masculine care ar fi trebuit să fie abordate. Da.
Eu o să menționez în topul meu, în top 2, serialul The Shield. The Shield? The Shield, going pe, old school. Fix, domnul, da, Mr. Vic Mackey și chestii, 7 sezoane. Mi-a plăcut foarte, foarte mult când m-am uitat la el, a fost extraordinar. Cum cheamă pe ăla, Kiel? Michael Chiklis. Da. Care a fost The Thing în primul Fantastic Four. Da, potrivit. Nu a trebuit să-i pună prea mult machiaj lui Chiklis, mi se pare să fie... De fiecare când îl văd pe Traian Dobra, mă duc cu gândul la... Chiar este Michael Chiklis. Da, așa un vibe. Și a fost nice, adică... thriller, acțiune, mi-a plăcut ce s-a întâmplat acolo. Antieroi, toată povestea oameni răi, corupți. Da, și... Și corupt și mai multe personaje care au evoluat spre bine sau nu am văzut niciodată spre, deși, spre rău a fost și sfârșitul a avut un sfârșit foarte bun. Și bă, contează foarte mult să ai un sfârșit bun la serialul. Uite, și cel puțin asta, sfârșitul la Sopranos a fost atât de smart, de încă se discută, pentru că cumva vezi, doamne, a fost lăsat în aer, dar n-a fost lăsat în aer. Mie mi se pare un sfârșit extraordinar. Da. Sau oare? Eu așa cred, eu așa o interpretez. Așa am interpretat-o la început. Ne-am văzut serialul până la capăt, dar senzația mea e că așa se termină când murim. Cumva toată scena e filmată din POV-ul lui. Adică îl mai arată și pe el la masă, dar de multe ori arată POV-ul lui, cum vede ușa, cum se uită spre... Da, și la un moment dat, din POV-ul ăla să taie imaginea. Ce mi se pare funny, de fiecare dată când aud piesa cu Don't Stop Believing, n-ai cum să mai auzi piesa. Pe piesa asta a murit Tony. Da. De asta e primul gând pe care l-am. Pe piesa asta a murit Tony Soprano. A căpătat-o cu totul altă semnificație. Și ăsta ar fi locul 2, să zicem, și locul 1 este serialul care se numește Psych. Nu l-am văzut nici pe asta. Psych. Nici măcar nu am auzit de el, nu cred. Da, am auzit, dar nu l-am văzut. Îmi place foarte mult. E un serial cumva procedural așa, e un caz per episod, să zicem. Dar e băiatul ăsta care e un man-child, este un adult, dar foarte copil, care... Da, care are o memorie fotografică foarte bună și cumva el se preface că este paranormal și ajută poliția la cazuri. Dar e foarte funny și e un bromance mișto între el și tovarășul lui. Ok. Gaz, e foarte funny și e foarte așa, a strâns o comunitate închegată, încă se... Serialul. Sunt oameni, chestii în serial cumva ca service pentru comunitatea, adică dacă s-a făcut o meme acum, cumva hai să o luăm în calcul în sezonul următor. A avut prin sezonul 6, a fost mișto, când a apărut sezonul 6 a avut un episod în care votai pe Twitter ce se întâmplă acum. A fost un fel de Bandersnatch, live pe Twitter. Ce tare. Și votai și a avut multe... Dracu, n-am auzit de serialul multe ăsta, episoade așa tematice și funny rău. Și când s-a terminat? S-a terminat de mult? Cred că a început în 2006, s-a terminat în 2014, ceva. Și au mai făcut și 3 filme, adică mai fac și niște filme. What the fuck? Nice. Și după aia. Șmecher. Nice. Bun, că trebuie să fac și ceva. Adică mi se pare că e un serial bun care înglobează și fanii buni, dar și cazuri de, oare cine o fi ce a făcut. Mm-hmm. Și... Adică mi se pare că e Columbo făcut... Right, cumva ai rămas pe asta? Cu personaje care îmi plac. Și cu cazuri interesante, adică îi poartă peste tot. Acum mergem la un spelling bee contest și chestii. Acum mergem la unul care face acrobații cu motoreta. Sunt foarte multe domenii. La un moment dat ajunge să joace într-o telenovelă. Și e funny. Nu știu. Și ca comedie, m-am uitat recent la Fawlty Towers. Da, cum ți s-a părut Fawlty Towers? Fawlty Towers, funny. De BBC, da, de ăsta vechi, da. Nu l-am văzut. There's too much burro on those trees. On those trees. No, señor. Uno, dos, tres. Da. Foarte funny, într-adevăr. Și am mai văzut și Blackadder la un moment dat, ăla cu... Asta e pentru cine, nu l-am văzut, dar cine l-a văzut e swears by it, zice că e extraordinar și lejer. Ce trebuie. Lejer. Mai puțin primul sezon, dar sezonele 2, 3 și mai ales 4 sunt bune. Ok. Avem, ne-am dat teme. Sunt gen 6 episoade per sezon. Și sunt și scurte, nu sunt de... Ah, da, 20 de minute. Nice. Blackadder.
Ok, frate. Au știut engleză, știu engleză să facă comedie și... Englezii știu să facă și muzică, știu să facă și comedie, știu să facă și drame, știu să pricep. Mm. A fost imperiu, pula mea, asta e, ești imperiu. Ajută și incestul ăsta la ceva. Da. Bine, bun, cam asta a fost, nu? Tu ți-ai zis locul 1 deja de mai devreme. Da. Vă mulțumim că ați urmărit, știu că nu mai avem imagini cu aia 10 am uitat minute. Să menționez cel mai șmecher serial care a apărut. Mm. Asta e Cliffhanger, stai. Să ne uite la următoarea. Ok, dacă ați mai rămas și de când a picat imaginea, rămâne și la episodul următoare ca să aflați la ce serial se referea Mirica. Sezonul următor. Vă mulțumim că ați urmărit, like, share, subscribe, follow la Mirica. Mirica, în caz că mai e cineva, chiar dacă nu mai avem imagine, ai ceva să zici, vreun show de promovat, în caz că e vreunul de înlăptucii noștri? Când apare undeva? Acest episod? Mâine seară. Păi joi sunt la Tulcea, vineri sunt la Mangalia și sâmbătă sunt la Constanța. Și duminică sunt la o expoziție cu căței. Sigur avem lăptuci. Am un pudel pe care l-am tuns toată săptămâna. Da? Da. Și asta nu e doar o metaforă. Da. Vă mulțumim că ați urmărit. Ne vedem la episodul următor. Ciao. Pa, pa. Bye.